Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni și Hristos a înălțat. În urmă cu două ore, clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Română au fost trase în semn de neuitare, prețuire și recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară. Pomenirea eroilor români la praznicul înălțării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920 și consfințită ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 și 2001. Ce semnificație are sărbătoarea înălțării Domnului? Discutăm astăzi cu profesor teolog Marian Maricaru. Bun venit și Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat, săruna! Bine v-am găsit! Trebuie să vă întreb, așa pentru început, cum de ziua eroilor este sărbătorită mereu de înălțarea Domnului? Este o decizie locală în Biserica Ortodoxă Română. Chiar astăzi m-am interesat să văd dacă și la alții este așa și înțeleg că nu este, dar are o logică, teologic vorbind, pentru că este ziua în care Hristos victorios se întoarce la Tatăl. Deci istoria ar fi în felul următor. Dumnezeu se întrupează în lumea căzută pentru ca să o ridice. Dumnezeu se face om ca omul se poată îndumnezei, spune Sfântul Atanasie cel Mare la Sinodul I Ecumenic. Și atunci opera mântuirii e o operă în 5 acte, spunea marele teolog, părintele academician, profesor Dumitru Stăniloae. Primul act este întruparea, apoi avem răstignirea, coborârea la iad și toate celelalte. Se duce până în cel mai adânc al adâncurilor, care poate să ajungă spiritul uman în căderea lui și chiar demonic, să spunem, ca să-l scoată pe om de acolo și după aceea țâșnește, nu, prin înviere și după 40 de zile ridică firea umană căzută și îndumnezeită la unde era el, de fapt, de dinainte și din veșnicie, alături de Tatăl, în Sânul Sfintei Treimi. Și atunci e o zi de biruință astăzi, la fel ca și învierea, dar de înviere nu se pune problema, nu face nici măcar pomenirea morților în general, nu doar ca eroilor sau al cuiva. E o perioadă în care doar dacă moare cineva se face slujba mormântării într-un mod special, știți, în săptămâna luminată se cântă Hristos a înviat și toate celelalte slujbei, ca și cum ar fi ceva pascal, o bucurie pascală, chiar dacă este mormântare. Dar acum se face slujbă pentru cei care au murit, pentru că, cel puțin pentru români, care suntem o națiune care ne-am format. Deci etnogeneza noastră e odată cu încreștinarea noastră și încreștinarea noastră e pe măsura etnogenezei. Cele două se leagă. Nu, în istorie n-au rămas ca un popor care a încotropit alte popoare și atunci războaiele pe care le-am dus au fost într-un spirit creștin, un spirit de apărare. Eroii noștri au luptat împreună cu Hristos și au biruit cu Hristos, așa îi vedem și îi vedem alături de biruința lui Hristos asupra morții, a răului, a păcatului. Și atunci, dacă astăzi e cumva o ziua victorioasă în care Hristos e înălțat la tronul ceresc de la care venise și firea umană este dusă și acolo și asezată pe tronul ceresc pe care trebuie să-l înțelegem spiritual, desigur, nu este un tron, așa un jilț și Dumnezeu Tatăl, o moș cu barbă, care zice, poftește aici și stai lângă mine, ești împreună imperator cu mine. Dumnezeu este absolutul, care mai presus de timp, de spațiu, de formă, mai presus de orice constrângere de acest timp, nu? timp, spațiu, formă și deci de cauzalitate, căci cauzalitatea este o constrângere, adică pe Dumnezeu nu l-a creat cineva. Primim genul ăsta de întrebări. Cine l-a făcut pe Dumnezeu? Cine l-a creat pe Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a fost creat de cineva sau de ceva, înseamnă că nu era Dumnezeu ceea ce credeam noi că este Dumnezeu, că pentru că acela care a creat sau l-a creat pe cel care credeam că este Dumnezeu e superior lui. Și așa putem să mergem la infinit. Cine l-a creat pe cel care l-a creat pe Dumnezeu? Și Aristotel, așa, părintele logicii, spune că, mă rog, ceea ce numim noi Dumnezeu este ceea ce el numește prima cauză necauzată. Deci ceva specific absolutului. Este mai presus de orice constrângere. Ei, și atunci Scriptura, desigur, folosește și un limbaj metaforic și anumite antropomorfisme, mai ales în Vechiul Testament le găsim. De exemplu, că Dumnezeu s-a amâniat sau s-a răzgândit cu potopul lui Noe legat de umanitate și așa departe. Desigur, Dumnezeu în preștiința lui nu se răzgândește că știa de dinainte ce se întâmpla și desigur nu se mânie pentru că este desăvârșitor. Mânierea este totuși o manifestare umană. Da. Și cumva
există și o mânie bună, e adevărat, că spune într-un psalm, mâniați-vă, dar nu greșiți. Când, de exemplu, de asta ne-a dat Dumnezeu și această capacitate de mânia, dar o folosim noi prost. Când ne mâniem și spunem, nu o să mai fac lucrul ăsta rău, de exemplu. Deci, e o mânie bună, nu? E mânie bună. Da. Sunt trei facultăți ale sufletului mari, de care vorbesc și părinții și vorbeau și filozofii în antichitate. Facultatea rațională, care trebuie să fie ca o cârmă, și în spiritualitatea, în gândirea greacă, avem pofta și irascibilitatea, alții au împărțit cu voința și afectivitatea. Nu se suprapun 100%, dar irascibilitatea e capacitatea asta, aceasta de a te mânia. Noi ar trebui să ne mâniem pe rău și să nu-l facem, să avem o mânie asupra noastră în sensul bun, ură de sine, în sensul ăsta, băi, nu, mă abțin, nu fac asta, stai, adună-te, fă, adică să, așa. Însă o folosim pentru că suntem căzuți și uite, Hristos vine și ne vindecă și ne arată și cum trebuie să fim, ne dă exemplu, o folosim prost, ne mâniem pe Dumnezeu, ne mâniem pe oameni, ne mâniem pe creația lui Dumnezeu, nu se supără omul câteodată, parcă vrea să dea de pământ cu ceva. Așa e. Și pofta, iarăși există poftă în sensul duhovnicesc, adică atracția spre lucrurile bune. Și noi o folosim, până la urmă, când auzi poftă, de multe ori te gândești la ceva negativ. Atât de tare e rădăcinată ideea asta. Dar noi avem capacitatea de a pofti pentru că trebuie să avem capacitatea de a ne de ne simți atrași. Dar de ce? De cele bune. Deci pofta trebuie să se drepte spre Dumnezeu, să lucreze cele ale iubirii de Dumnezeu, de aproapele, de creație, că este darul lui Dumnezeu, apropo de o ecologie ortodoxă, sigur, pe când noi o folosim invers. Ne îndrăgostim în mod bolnav de cele materiale, de creația lui Dumnezeu, exact ca Adam, care în loc să cunoască pe Dumnezeu prin frumusețea creației, s-a îndrăgostit de dar și a uitat de dăruitor. Deci a rămas în imanent, cum ar spune teologii, s-a pierdut în aceste detalii ale lumii și n-am mai văzut dincolo. Și deci noi trebuie să ne vindecăm lucrurile astea, să mânia să o folosim în sensul acesta de a crește spiritual, de a ne opri de la rău, și pofta de a râvni spre cele bune. Să fim bărbați ai poftelor duhovnicești. Asta e o expresie legată de Sfântul proroc Daniel din Vechiul Testament. Există obiceiul de înălțare să mâncăm ouă roșii. De ce se înroșesc din nou ouăle? Ce semnificație are asta? E un lucru asupra căreia, sincer, nici eu nu sunt foarte lămurit. Înțeleg că de Paște... Probabil că e în legătură cu faptul că ieri, și în legătură cu faptul că ieri a fost ultima zi a sărbătorii pascale, pentru că e sărbătoarea cu perioada de după prăznuire, cum se spune, cea mai lungă, 40 de zile. Ieri s-a făcut odovania, cum se cheamă într-un termen provenit din limba slavonă, odovania praznicului învierii. Și la odovania oricărei sărbători sau praznic, se reia slujba, aproape identic, cu câteva elemente lipsă, din ziua sărbătorii. De aceea și în altul Teodosie, de exemplu, anul trecut, pentru că lumea n-a putut beneficia de slujba de înviere, a sărbătorit cu fast odovania. Am văzut că a făcut și anul ăsta la fel. Dar pentru noi, teologii, acesta nu este o surpriză. Pentru oamenii care nu știu de obicei că se poate face de odovane chiar o priveghere, adică poți să faci slujba noaptea, mai puțin rânduiala cu veniți de luați lumină, dar în rest cântările și toate slujbele sunt exact ca în stâna luminată. Deci vecernia, utrenia și liturghia. Și poate că este un pic legat și de asta, dar pe de altă parte și astăzi cântările, există o cântare unde spune că îngerii se mirau văzutul pe Hristos ridicându-se la cer, dar, spune acolo, având totuși trupul însângerat sau hainele însângerate. În sensul că se mirau că, iată, un om care atât de sus totuși a suferit, a pătimit și așa mai departe. Probabil că e o legătură și cu asta, dar nu o văd nicio foarte direct și, până la urmă, este un obicei. Nu este o cerință teologică, nu apare într-o carte de cult, nu apare în tipicul bisericesc, nu apare la Sfinții Părinți. E un obicei. Nu e rău, dar nici nu poți să totdeauna să-l justifici 100%, spunem, teologic sau biblic. Putem să facem o asemănare, având în vedere că sunt aceste 40 de zile în care se spune că sufletul, după ce părăsește trupul, rămâne pe lângă cei dragi și apoi pleacă. E o asemănare clasică, e o analogie clasică. Da, deci da, deveni clasică. Așa?
Da, sufletul s-ar ridica și el la ceruri după 40 de zile și de aceea este și această dorință de a face un mare parastas la 40 sau până în 40 de zile cumva, să se facă o rugăciune specială și milostenii pentru sufletele celor care au adormit. Desigur, fericitul Augustin, de exemplu, spune folosul rugăciunii pentru cei care au adormit și a faptelor bune făcute cumva în numele lor și de apropiaților, de familia lor, care poate să fie copiilor, nu? Și sunt ca o prelungire, că copiii noștri sunt o prelungire a noastră, cumva, nu? I-am învățat de bine și lucrează și ei bine. Spune că sunt de folos celor care au dus o viață bună, dar nu foarte bună, spre slava lor pentru cei care au dus o viață sfântă, dar pentru cei care au dus o viață cu totul stricată, nu le prea are ce să le folosească. Pentru că, până la urmă, dacă tu nu ai ales să te schimbi pe tine și să fii fiul al luminii, nu te va schimba faptul că totuși se roagă câțiva pentru tine. Nu schimbă radical, da. Dumnezeu nu trece peste voia ta, în primul rând. Dacă măcar ai avut o mică dorință și te-ai luptat măcar un picuț, ca tâlharul pe curce, și nu știu, eu știu, ai căzut și iarăși te ridicat. Bineînțeles, ai o șansă. Dacă nu vrei, adică până la urmă și parastasele nu sunt ceva magic. Asta ar încălca chiar un spirit biblic. Dar le vedem și în Vechiul Testament, vedem în Cartea Macabei, că după ce au un război, evreii fac niște jertfe speciale pentru cei care au murit. Deci există o mărturie de tipul ăsta foarte interesantă. Cum ne-a pus problema dacă apare, chiar în Vechiul Testament, există jertfe pentru cei adormiți. Ne rugăm pentru ei, este firesc, este un gest al iubirii. De ce să nu te rogi pentru ei? Avem nădejde. Dar și avem și cazuri adevărat excepționale. Sfântul Grigorie cel Mare s-a rugat pentru împăratul Traian și a primit răspuns că până la urmă Dumnezeu l-a mântuit pentru rugăciunile Sfântului, dar împăratul Traian s-a rugat pentru el într-un context, Sfântul Grigorie, Papa Romei, nu? Mare la anul 604, este sfânt sărbătorit și de ortodox, îl considerăm ortodox în gândire și în făptuire, a fost impresionat și s-a rugat în mod special pentru împăratul Traian pentru că a ajuns la un monument ridicat în cinstea lui, pentru că făcuse multe fapte bune. Mi se pare că eliberase mulți sclavi, nu mai țin minte exact detaliile. Și s-a gândit, Doamne, dar omul ăsta totuși a făcut și el ceva. A făcut și el ceva bun. Să știți că totuși a fost persecutor al creștinilor și a avut o fică, cred că Drosida se cheamă, care a murit martiră creștină. Deci, poate și asta, eu câteodată m-am gândit, dar poate ceva s-a întâmplat și cu el când s-a gândit că fica lui a murit creștină. Nu știm. Dar ideea este să fie undeva de unde să se poate lucra. Asta e pomenirea pentru pomenirea celor morți. Iar Hristos ce îi spune femeii adultere când le spune cine aruncă, cine n-are păcat să arunce primul cu piatra, când pleacă toți, că își dau seama că pe la urmă nu sunt ei mai presus așa, așa de sfinț să judece pe altcineva, asta nu înseamnă că nu e păcat. Hristos îi zice, unde sunt cei care te păreau pe tine? Au plecat. Dacă ei te-au iertat și eu te iert. De aceea la slujba de parastas spunem Dumnezeu să-l ierte. Adică toți cei din comunitate îl iertăm și cumva ridicăm povara unor greșele ale celuilalt. Pentru că omul până la urmă îi greșește numai lui Dumnezeu, greșește și celorlalți oameni. De curând mi-a zis cineva că dacă mi-a făcut mie o greșeală, să va ruga el la Dumnezeu să-l ierte. Zic, da, dar gândește-te că... Zic, eu înțeleg, Dumnezeu să-l ierte. Că, dar ca idee, tu trebuie să... Mai ales că era un tânăr, chiar un elev. Și zic, tu trebuie să te gândești că atunci când greșești cuiva, trebuie să te împaci cu respectivul. Nu doar că eu trăiesc așa în lumea mea, mă luam Dumnezeu să mă ierte, dar pe ăla îl las... Și să mai spune supărat și să-l odihnească. De ce se spune așa? Să-l odihnească, adică să aibă odihna conștiinței. Că până la urmă, viermele ce ne-a dormit, cum vorbește Hristos la un moment dat despre starea de iad, spuneau unii că, am auzit părerea asta la niște oameni care nu cunosc teologie, am auzit noi, până nu știu unde, pe internet, că nu apare iadul în Noul Testament. Cum să n-apară? Chiar dacă n-apare termenul iad, hades, care vine din greacă, poate să apară șeol, să spunem, cum vorbea Hristos în aramaică sau altă titulatură, dar el vorbește de focul cel nestins, de vierbele cel neadormit. Acestea sunt realitățile respective. Avem pilda cu săracul Lazar și bogatul nemilostiv. Este clar că există o stare de bine și o stare de rău. Sânul lui Avram și focul acela nestins. Deci, viermele neadormit focul este ghenei, nu? Focul ghenei. Da.
care știți că Ghena era groapa de gunoi. Așa este, da. Până astăzi zicem Ghena. Și astăzi spunem Ghena. Da, era groapa de gunoi, toată imaginea aia cu sulfuroasă, așa. Da, 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 cu aburii de sulfur. De lângă Ierusalim, da. Da. Și e o analogie, iată. Da. Mă uit la icoane. Cum este reprezentată înălțarea Domnului? Sunt mai multe feluri de a reprezenta? Trebuie să apară apostolii jos, de obicei și Maica Domnului. Descrierea biblică este clară și avem și în Evanghelia după Luca descris momentul, dar avem reluat și nu numai, și la Marcu și la... Dar avem reluat momentul mai detaliat și în Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor sunt următoarea lucrare după cele patru Evanghelii, da? Matei, Marcu, Luca și Ioan. Pur și simplu e continuarea Evangheliei după Luca, scrisă tot de Luca. Are același adresant, un Teofil. Aici este Maica Domnului din, cu apostolii și cu arhanghelii, nu? Sus sunt doi îngeri, acolo se spune că erau doi bărbați. Îngerii, să știți că de foarte multe ori în Scriptură se arată ca bărbați, sunt arătări antropomorfe. Da, n-am întâlnit de sex feminin îngeri. Da. Da, dar în același timp călămurisem eu cândva la altă emisiune de Sfinții Arhangheli, faptul că de fapt îngerii trebuie, că se spune bărbați tineri sau nici măcar bărbați, spune doi tineri. Ideea este că sunt cumva la o vârstă mai degrabă în care sunt ingenui, să spunem așa. Pentru că îngerii sunt asexuați. Nu sunt nici bărbați, nici femei, de fapt. Sunt niște tineri ingenui și vedeți că n-au barbă. Îngerii n-apar ca având barbă. Sunt din berb, după cum îi vedeți. Au o bentiță pe care cred că a preluat-o iconografia bizantină de la atleții din antichitate, că odată era o discuție chiar la teologie, de unde o fi bentița aceasta, și am găsit această bentiță la muzeul de la Londra, de la British Museum, într-o sculptură antică a unui învingător de la olimpiadele din antichitate. Și știți că erau, desigur, erau goi și toată istoria de acolo vine și de aia, de gimnastică. Gimnos înseamnă să stai, să fii de fapt dezbrăcat. Da, da. Dar aveau o bentiță care era prinsă aici și ai două, un fel de, vedeți că sunt două capete, care flutură așa. Ele, de fapt, arată că sunt îngerii cei buni, eu așa îi văd, că sunt cei biruitori, nu sunt cei căzuți, sunt îngerii lui Dumnezeu și că sunt triumfali împreună cu Hristos. Dar ce spune? Că nu vă mirați că Mesia nu se ridică la cer și să știți că așa cum se ridică, așa va și veni. Și Hristos deja le vorbește, să aștepte să vină puterea Duhului Sfânt, nu vă voi lăsa orfan, le spune de la cina cea de taină, nu vă voi lăsa orfan, voi trimite pe Duhul Sfânt Mângâitorul care de la Tatăl purcede și care vă va aduce aminte toate, pentru că Hristos a adus revelația deplină, nu e ceva ce nu ar fi adus. Duhul Sfânt, de fapt, ne învață cumva aducându-ne aminte din ceea ce Hristos oricum adusese, pentru că, până la urmă, puterea Duhului Sfânt nu e doar a Duhului Sfânt. Deci e o diferențiere. După înviere, deja Hristos suflă asupra apostolului și zice, luați Duh Sfânt. Când spune luați Duh Sfânt, se referă la puterea Duhului Sfânt. Deci avem o dată Duhul Sfânt ca persoana Sfintei Treime, avem puterea Duhului Sfânt, dar puterea care izvorăște Duhul Sfânt nu e doar a Lui. Este și Tatăl și Fiul acolo, pentru că sunt uniți. E perihoreza Sfintei Treime. E un pic înaltă teologia, dar trebuie marcat, trebuie explicat. Nici o lucrare a Lui Dumnezeu nu e doar a Tatălui sau doar a Fiului sau doar a Duhului Sfânt. Unde este Tatăl, este și Fiul și Duhul Sfânt și așa mai departe. De aceea cântările și spun astăzi că te-ai întrupat, te-ai revelat, pe cât ai rânduit, te-ai răstignit, ai înviat și te-ai înălțat acolo unde oricum, de unde nici nu plecase cumva, în sensul că e nedespărțit de Tatăl și de Duhul Sfânt în ceruri și în același timp era în pământ, era pe pământ și la un dat și în iad, știți că de Vinerea Mare v-am citat acel tropar unde spune mormânt cu trupul în iad, cu sufletul ca un Dumnezeu pe scaun și cu Tatăl și așa mai departe. Toate fost uplându-le, pentru că Dumnezeu are puterea aceasta de a fi ubicu, e mai presus de timp și spațiu și în același timp poate lucra în timp și spațiu ori unde. Așa este, vă mulțumesc tare mult pentru această discuție mereu interesantă. De fiecare dată când veniți învățăm lucruri noi și să avem curățire și curățenie. Și să așteptăm și noi, cum au plecat apostolii, nu
triști, că acolo, atenție, ei nu pleacă triști, deși se înalță, vă dați seama, ai un mentor, an de zile, bucuroși. Și, da. Și pleacă, ei erau și derutați, ce face, nu știu ce, și le spun, așteptați că va veni Duhul Sfânt asupra voastră și mergeți și propovăduiți. Așa este. Deci și îi zice că așteptau cu bucurie. Și noi să așteptăm cu bucurie, pentru că puterea Duhului Sfânt este deja puterea împărăției venite și să așteptăm să vină asupra noastră Duhul Sfânt, dar cum? Și cu post și cu rugăciune, spovedanie, Sfânta Împărtășanie cu trupul lui Hristos cel înviat și înălțat la ceruri. Așa este. Vă mulțumesc tare mult și vă aștept cu drag și data viitoare să mai povestim. Doamne ajută. E frumos. Bucurie. Dragilor, noi luăm o scurtă pauză și revenim.